Am revenit la știri. Primăria Târgu Jiu nu va angaja un manager public. Asta au decis consilierii locali după o dezbatere în ședința publică. Marcel Dromanescu a invocat existența postului în grilă, dar consilierii au susținut că sunt viceprimarii care trebuie și sprijină administrația locală. Romanescu a fost somat de viceprimarul Popescu să spune dacă este sabotat, dar și de cine, așa cum s-a vehiculat în spațiul public, dar primarul a evitat să ofere un răspuns. Primarul Marcel Romanescu a solicitat angajarea unui manager public, motivând că edilul ar trebui să aibă responsabilități de reprezentare și mai puțin de administrare în mod direct. De cealaltă parte, consilierii locali și viceprimarii au spus că la alegeri au candidat individual și au promis că se vor pune personal în slujba interesului public și nu împreună cu un administrator public. Viceprimarul Aurel Popescu i-a cerut primarului Marcel Romanescu să spună și dacă a fost sabotat și de cine. Rog pe domnul primar Romanescu Marcel să ne spună dacă vreodată, ca să eliminăm astfel de subiect, dacă vreodată s-a adresat unuia dintre viceprimari cu o rugăminte sau cu o direcție sau cu o temă sau a dat o dispoziție unuia dintre viceprimari și nu s-a dus la îndeplinire acea idee. Dacă există angajați în primăria municipiului Târgu Jiu, care încearcă să submineze sau încearcă să saboteze cu ceva actul decizional al domniei sale. Există în momentul de față și persoane care nu colaborează, dar asta nu înseamnă că eu nu trebuie să îmi duc mai departe mandatul și trebuie să fac tot ceea ce depinde de mine ca lucrurile să meargă bine. Considerați că dacă dați nume și spuneți mai clar lucrurile, nu vă duceți mai departe mandatul? Nu. O să spun în momentul în care trebuie să spun aceste lucruri. În final, propunerea primarului a fost respinsă. Nu a primit decât votul liberalilor, iar restul consilierilor s-au abținut. Am o dezamăgire legată de acest proiect. Asta e. Nu trebuie să vedem exact ce e de făcut și în condițiile în care, la un moment dat, voi face anumite modificări solicitate de Consiliul Local, îl voi pune din nou pe ordinea de zi. Romanescu nu exclude însă posibilitatea ca în viitor să revină asupra acestei propuneri și să ceară din nou consilierilor locali să aprobe postul de manager public la primăria Târgu Jiu.